Bun găsit la Field the Markets. Ca de obicei, de la această oră suntem aici să vorbim despre piețele financiare. Te salut, Tiberiu! Salut, Cătălin! Îmi pare bine să ne revedem. Astăzi ultima zi, nu, de tranzacționare din luna mai și începe vara, teoretic. Începe vara teoretic și practic, cred că să vedem. Vacanță pare la BVB așa de mai mult timp, dar o să vedem ce se întâmplă. Vorbim astăzi și cu Cătălin Chiș de la Life is Hard. Să vedem cum a fost primul trimestru și mai ales ce urmează. Știu că ei sunt foarte porniți așa să îndeplinească BVC-ul ăla și să facă noi achiziții. Până atunci, dacă ne uităm puțin la evoluție, am început săptămâna bine, nu? Ieri a fost verde și la noi și în Europa. Astăzi Europa s-a cam înroșit așa și cifrele inflației cam asta au anticipa, nu? Până la urmă și revenirea asta puternică și uite să ne uităm și pe indicele DAX care a evoluat foarte bine, inflația din Germania l-a cam stopat puțin și astăzi avem și inflația din zona euro. Nu puteam să trecem după atâtea zile negative, au venit multe pozitive, crezi că iar vin iar pozitive? Nu, avem și scăderi și creșteri, cum i-am obișnuit pe cei. Păi e un roller coaster, este o continuare a roller coaster-ului din ultimele luni, aș putea spune, pentru că da, ne-am obișnuit așa și s-ar putea să o mai ținem în continuare tot în sus și în jos, pentru că asta e, n-avem ce face. Înainte să ne uităm și pe graficul DAX, doar să spun două cuvinte despre inflație, care a revenit și persistă. Să vedem cât de mult o să mai crească de acum încolo, pentru că 1,1% ăsta care a venit acum este peste cele două luni din apoi martie și aprilie cu 7,4. E o volatilitate mare, continuă, da? Și într-adevăr principalul contributor care a dus la creșterea prețurilor acum a fost energia, dar nu numai energia. Dar nu numai creșterile la alimente și altele. Dar o să spun imediat și despre inflație. Hai să ne uităm pe grafic, nu? Să ne uităm puțin pe indicele DAX, pentru că e foarte interesant ce se întâmplă aici. Din ce motiv? A fost la un suport, da? Prețul a scăzut și iată, se vede foarte clar cum a scăzut. A fost prăbușirea aia după ce s-a trecut de zona asta de 15.000 rotund, să spunem, s-a dus în cap și s-a oprit în zona asta 12.450. Avem niște niveluri aici importante, următorul ar fi 11.450. Dar iată o revenire puternică și revenirea puternică s-a dus exact în zona asta importantă de devenită rezistență acum după ce luni de zile, iată, practic aproape un an de zile a fost suport. Evident că n-a reușit să treacă, mai ales că era o dublă rezistență, avea și linia de trend și a urmat o scădere care confirmă zona de suport asta de aici, de la 13.300, 13.700 și începe creștere. Se iese din tendința asta, asta vreau să arăt acum, se iese din tendința negativă, dar s-a oprit în media de 100 și avem o corecție astăzi, să vedem ce va fi, pentru că ăsta e un range deocamdată în ultima perioadă și s-ar putea să mai fim pe aici. N-am scos deloc din calcul evoluție în range. Evident că semnal foarte, foarte pozitiv ar fi dacă ar trece de 15.000. Greu de crezut în momentul ăsta, dar nu trebuie să scoatem din calcul. Atenție, deci dacă se va ajunge aici, se va trece, cred că va fi liber la creștere. Surprinzător poate sau nu pentru unii. Dar mare atenție la zona de suport, da? Zona de suport s-ar putea să fie din nou vizată și aici discutăm iarăși de bear market și de scăderi pe termen mai lung. Dar varianta cu range-ul e încă în calcul și range-ul e destul de clar. Hai să vorbim puțin de inflație, nu? Că da, să-ți mai dau câteva detalii. Da. Exact, câteva detalii importante, pentru că practic inflația a revenit. Dădea semne cumva în luna aprilie că s-a stabilizat la nivelul lunii martie, acel 7,4 de două ori. Mă rog, o coincidență. Record totuși. Dar iată că da, avem acum o nouă creștere până la 1,1. Mai mult de atât, e cumva, să zic, încă un semn de întrebare sau e din ce în ce mai periculos faptul că și inflația de bază, acel core inflation, a crescut acum 3,8%. În principal aici am fost din cauza prețurilor ridicate la producător, deci acel producer pricing.
La poarta fabricii, cum spunem noi. La poarta fabricii, exact, da? Pe lângă asta am văzut la alimente, alcool, tutun, prețurile au crescut și mai mult, de la 6,3 la 7,5. Se vede foarte bine și pe grafic și se pare că nu sunt semne că s-ar opri aici, s-ar putea să mai crească în continuare. Însă, după cum spuneam, principala preocupare este în jurul inflației de bază, creșterea de la 3,5 la 3,8. Pe măsură ce prețurile astea de la poarta fabricii, adică ale inputurilor, materiilor prime și materialelor, sunt transferate către consumator. Pe de o parte, e normal să se întâmple așa, pentru că cred că până acum mai toate companiile, sau, mă rog, majoritatea, au absorbit cumva creșterile astea de prețuri, nu le-au transferat către consumator și au diminuat marjele. Și poate că acum au ajuns la un nivel la care marjele, ca să rămână pozitive, trebuie ca prețul să fie majorat, da? Majorare care se va vedea în prețul de vânzare al produsului sau serviciului final, care, bineînțeles, va fi mai mare și de aici iată că va crește inflația. Deci este foarte simplu mecanismul Da, ca de să facem trecerea la noi, să ne uităm la niște rezultate, să mai trag și o concluzie privind Banca Centrală Europeană. Spuneai de acel 3,8 corul, ținta băncii e 2%, deci suntem dublu. Când va crește Banca Centrală Europeană ratele, cum au făcut toate băncile, de 6 ani sunt la zero, la nivelul ăsta record. Să nu uităm că n-au mai crescut din 2008, dinainte de criza financiară. Atunci creșteau 2007-2008 ratele, de atunci BCE-ul n-a mai crescut ratele. În iulie, probabil, că deocamdată ei în continuare fac achizițiile alea de 40-30 de miliarde, avem 20 de miliarde de achiziții luna viitoare. Deci e o situație care trebuie obligatoriu să încheie aceste achiziții și să treacă la creșterea ratelor. În fine, vom discuta despre asta. Hai să vorbim de bursa noastră care, mâine fiind liberă, se pare că a luat pauză de astăzi, după o zi bună ieri cu lichiditate, dar astăzi e lichiditate extrem de mică și se pare că Mai facem investitorii o poate punte. iarăși fac. Da, Mai mai fac facem o o punte. punte, deci să Da. nu ne așteptăm nici joi, nici bine. Deși dacă vin niște scăderi mari pe afară, azi sunt scăderi, e bine că mâine e închisă piața. Să vedem, poate Da. mâine cresc și deschidem pe plus joi. Da. Am pregătit niște companii interesante și de pe piața principală din nivelul 2, cum spuneam noi, tier 2 așa, și de pe piața aero, tot așa, un tier 2 cum ar veni, sau chiar 3 pentru unii. Da, pe piața principală, companie din sectorul materialelor de construcții, respectiv CEMACON, și de pe piața aero, acel eșalon 2, două companii din sectorul tehnologic recent listate. O să ne uităm imediat peste toate. Începem cu CEMACON, care, după cum se poate vedea, a avut rezultate mult mai bune, foarte bune, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Asta în ciuda temerilor, să zic așa, că piața imobiliară s-ar supraîncălzi sau deja este supraîncălzită, după cum spun unii sau alții. Se pare că piața materialelor de construcții este într-o continuă creștere. Cifra de afaceri, 57,8 milioane de lei, adică o creștere de 60%, atenție, față de Q1 din 2021. EBITDA s-a dublat, 25 de milioane de lei. Profitul net 16,5 milioane de lei, mai mare decât 130% cu plus. Bineînțeles că și cheltuielile cu materiile prime și materialele și toate cheltuielile în total, așa să zic, cele operaționale au înregistrat o creștere semnificativă comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, în principal datorită creșterii prețurilor de achiziție, creștere generală la nivelul pieței, care a impactat direct costul de producție. Este exact ceea ce spuneam puțin mai devreme cu acel preț la producător, da? Materiile prime care vin deja cu un preț mai mare, care urmează să intre în producție. Principala diferență aferentă altor cheltuieli, care se vede și pe grafic, este generată atât de cheltuielile cu energia și gazul, care au avut creșteri semnificative la prețul de cumpărare, cât și de certificatele pentru emisii cu efect de seră, care se mențin undeva în jur de 90 de euro pe bucată. Atenție, comparativ cu primul trimestru al anului 2021, când se tranzacționau la 30 de euro pe bucată, deci o diferență de 3 ori mai mare. La nivelul datoriilor, scădere de 10%, deci aici și-a îmbunătățit cumva
indicatorii, în principal datorată pe zona de datorii comerciale. Compania va reinvesti cea mai mare parte a profitului, se pare, într-o nouă fabrică destinată producție de elemente de placare pentru fațade. O investiție cuprinsă sau până la 12 milioane de euro. CEMACON a demarat-o deja anul trecut. Una peste alta aș putea spune o poziționare bună pentru CEMACON. Rezultate la fel foarte bune, face investiții. Evoluția de la începutul anului, mă rog, nu e prea... Nu e prin plan pentru că nu e nici lichidă și nici nu comunică foarte mult, dar o companie care ar merita o atenție, să spunem, din partea investitorilor. Păi da, acum poate că sectorul din care face parte nu este atât de atractiv sau ridică cumva niște semne de întrebare privind viitorul. Adică dacă piața dă semne că e supraîncălzită, poate că nici oamenii nu sunt interesați să iau o poziție aici. Tot timpul a fost cu semne de întrebare, să spunem. Și spuneai de faptul că nu e lichidă pentru că e deținută în proporție de 90 ceva la sută de către frații Pavel. Exact. Ce vreau să spun? Evoluția e foarte interesantă și seamănă cumva, are puncte comune cu DAX-ul, dacă tot ne-am uitat, în sensul în care, iată, acel suport aici era undeva la 0,76, s-a dus în jos, dar mă rog, de două ori și e într-un range acum, ceva de genul ăsta, e într-un mare triunghi. Pe DAX se ieșise din triunghiul ăsta. Foarte interesant acest range și se pare că e atât de bine delimitat încât e clar că o trecere de desubt sunt șanse mari să ducă cotația mai jos, spre 0,55 aici, dar dacă reușește totuși să treacă de zona asta de rezistență care este în plus de nivelul de 71,20 aici, avem și FIBO 23,6 pe creșterea asta, prima retragere FIBO, dar mai ales și media de 100. Uitați-o aici care acționează ca rezistență acum. Asta ar fi un semnal extrem de pozitiv. Dar e singurul semnal care ar putea fi, care ar putea aduce, să spunem așa, cumpărătorii în prim plan. Deocamdată aceștia sunt doar de la nivelul ăsta de supus. Suntem practic într-un rege, având în vedere și triunghiul, cu atât mai mare poate fi mișcarea ulterioară. Mă aștept ca să avem o mișcare mai de durată când se iese din triunghiul ăsta. Mm-hmm. Ok. Hai să mergem mai departe. Acum să ne uităm peste celelalte două companii. Sper să avem timp până la final. Firebyte cu GoCap, două companii de software, aș spune, dezvoltare, IT, Firebyte Games, care se ocupă sau face aplicații pentru jocuri pe mobil, și GoCab, aplicații pentru taxi, mobilitate și așa mai departe. O să vedem imediat. Începem cu Firebyte. Gaming-ul, industria în care activează compania, o industrie într-o dezvoltare accelerată, aș putea spune. Și știi foarte bine, sunt mari companii de afară care sunt extrem de mari, de multe miliarde ca și capitalizare. Recent listată pe piața Aero, controlată de BRK Financial Group, grupul BRK, care are 37% din acțiune, am văzut, alături de Cybroker, tot din grupul BRK, cu 11%. A avut o cifră de afaceri în Q1, 1,58 milioane de lei, pe fondul creșterii sumelor obținute de la partenerii externi, pentru care dezvoltă jocuri, pe baza unor parteneriate pe care ei le numesc revenue share. Asta este modalitatea pe care ei o explică, că mă rog, primesc și fac încasările. Veniturile operaționale totale 1,6 milioane de lei în primul trimestru din 2022, o creștere de peste 11 ori față de veniturile obținute în primul trimestru din anul precedent. Bineînțeles că pe fondul creșterii venitului de activitate și dezvoltarea afacerii în general, cheltuielile de exploatare au crescut și ele peste 100%, de la 680.000 de lei la 1,3 milioane de lei în primul trimestru. Mai este o categorie acolo, alte cheltuieli de exploatare, la fel creștere foarte mare, 119%, până la 1,38 milioane de lei în primele trei luni ale anului. Am văzut, cauzată în principal de amploarea destul de mare a business-ului la care a ajuns acum, costurile mai mari fiind cu colaboratorii externi, acei freelancer pe care compania, cu care compania are contracte și pe care bineînțeles că îi plătește. La finalul trimestrului 1, profitul net
0,19 miliarde de lei față de o pierdere de 710.000 de lei, cât a fost în 2021. În aprilie, deci asta după ce s-a terminat primul trimestru, am văzut că Firebyte a mai încheiat un contract cu o companie franceză, Voodoo SAS, așa se numește. Este unul dintre cei mai importanți publisher de jocuri și de dispozitive, mă rog, pe dispozitive mobile la nivel global. Un contract de vreo 6 luni de zile cu posibilitate de extindere, valoare semnificativă, aș putea spune vreo 90.000 de euro pe lună ar putea să încasa, va încasa de fapt Firebyte. O companie cu o capitalizare mică, 20 și ceva de milioane de lei. Cum arată graficul? Știu că a fost sau era urmărită la un moment dat de către investitori. E urmărită și n-are cum să nu fie urmărită, mai ales de cei care sunt acționari, nu? Pentru că la listare deja avem, iată, peste un an de listare. Apropo de aprilie, ce spuneai, în aprilie anul trecut s-a listat și 1.5416 a fost maximul, chiar la a doua zi de la listare. După aia, evident, trecându-se sub 1.12 aici, prețul s-a dus în jos și a lăsat în urmă și un gap. Se vede foarte clar canalul ăsta și sunt două elemente pozitive după scăderea asta, dincolo de creșterea. E o creștere, e mică, dar iată, până la urmă, minime din ce în ce mai mari. Avem și o trecere peste media mobilă care poate să însemne ceva de acum încolo. S-au adunat aici niște lumânări și putem folosi și media asta orientativ, dar cel mai important că a ieșit din tendința asta, chiar dacă evoluează lateral. Și asta poate să fie un preambul pentru o viitoare creștere, dar evident cei conservatori cred că probabil vor intra la cumpărare peste 0,63 când se vede clar nivelul ăsta e foarte important și este dublat și de 61,8 FIBO pe scăderea asta începând din octombrie până în minimul din martie. Deci cumva e un nivel reprezentativ. Foarte rău ar fi dacă prețul ar reveni sub 0,43, asta ar însemna probabil slabe speranțe pentru o creștere pe termen scurt mediu. Dar până acolo mai vedem, trebuie și contextul din piață să-i ajute puțin și să eventual să și comunice dacă au ce și dacă își doresc. Hai să ne uităm repede acum și peste ultima companie pe care am pregătit-o, respectiv GoCap Software, care din păcate a avut niște rezultate mult mai slabe în primul trimestru anul ăsta față de aceeași perioadă anului trecut. Au scăzut veniturile, cifra de afaceri, în fine. Este tot o companie controlată de grupul BRK împreună cu SiteBroker, ambele au împreună vreo 49%, tot cam cât era și la Firebyte. Cred că sunt foarte apropiate procentele. GoCab, un fel de Uber, am zis eu, în devenire, dar mai e mult, 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 foarte mult până acolo. În trimestru 1, compania... Dar ajunge acolo, să înțeleg, nu? Dacă mai... Să sperăm. Eu zic că ne dorim să avem și noi un unicorn din sectorul ăsta tehnologic. În Q1, compania a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri. Atenție, doar 66.000 de lei cifră de afaceri pentru o companie listată. Mă rog, mi se pare suma foarte, foarte mică. Comparativ cu aproximativ 300.000 de lei în primul trimestru din 2021. Mă rog, nici atunci nu era cine știe ce. Scăderea s-a datorat exclusiv, am avut un raport, diminuării veniturilor înregistrate pe segmentul vânzărilor de mărfuri, niște echipamente Equinox. Bine, nu am văzut exact despre ce e vorba. Rezultatul din exportare, bineînțeles că a fost unul negativ. Compania înregistrând o pierdere operațională de 1,24 milioane de lei. Pe tot parcursul primului trimestru a continuat totuși să-și extindă activitatea la nivel național și a adăugat mai multe orașe, Iași, Pitești, Călăraș și așa mai departe, Satu Mare. A devenit practic disponibilă în vreo 22 de orașe la nivel național, a mai adăugat vreo 200 de locații fixe pentru comenzile de taxi. Astea sunt locații de genul hoteluri, restaurante, companii mari și așa mai departe, în special în București. Dezvoltarea aplicației, că aici vorbim de fapt de o aplicație pe care putem să o instalăm pe telefon, a vizat anumite module ale serviciului GoCab Pro. Este un serviciu pe care îl au, care se pare că a devenit funcțional începând cu luna mai a acestui an și a modului de publicitate aferent acelui serviciu este de advertising.
Ăsta la fel a devenit acum operațional. Nu sunt foarte multe lucruri de spus despre companie pentru că este la început, foarte la început aș putea spune, și încă mai are mult de scalat ca să dovedească practic că activitatea operațională e una fezabilă și solidă. Asta e ideea. Da, sunt. Ia în aceeași discuție că s-au listat foarte multe companii și poate unele n-ar fi trebuit să facă pasul ăsta. Până la urmă eu încurajez să listeze cât mai multe și vom vedea care vor rezista și care nu. Dacă tu spuneai că nu e mult de analizat nici în privința graficului, nu e deloc de analizat pentru că sunt câteva luni de la listare și ne uităm pe H1, adică graficul la oră, ca să ne facem o idee, poate de niște niveluri sunt unii care au intrat. Dacă au intrat în zona asta și aici s-a ieșit din tendința descendentă și pare așa un relief, să spunem, măcar un relief rally după scăderile astea continue și care sapă la temelie, să spun așa, și stresează foarte mult investitorii care au și prețuri medii mai mari. Dar cam astea ar fi nivelurile, trebuie să treacă de 0,17, chiar 0,19 ca să fie cât de cât mai liniștită evoluția și după aia să asistăm iar la creștere. Nu-mi dau seama deocamdată, e prea puțină istorie și nu vreau să fac niște predicții complete. Exact. Deci, e o companie într-o fază de scalare accelerată sau așa ar trebui să fie, altfel e cam greu. Așa ar trebui să fie, exact. Bun. Hai să rămânem în continuare în zona Clujului, nu? Și să-l introducem pe invitatul nostru, pe Cătălin Chiș, CEO, președintele Consiliului de Administrație de la Life is Hard. Te salutăm, Cătălin! Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc. Bună seara. Cum sunteți? Ce faci? Life is Hard, iată, ne-a arătat și rezultatele și o să ne uităm. Cum a fost anul ăsta? Cum a fost primul trimestru? Și evident eu o să întreb cum a fost și trimestru 2. Întreb mai încolo un pic. Întâi să vedem cum a fost primul trimestru, pentru că ne apropiem de jumătatea anului și știu că la discuția precedentă aveați niște planuri bine stabilite, bine articulate și erai convins că o să le îndepliniți cu eforturi, evident, cu un context de piață favorabil, dar dacă le reușiți, să spun așa, e de bine, zic eu. M-am uitat și eu peste niște cifre, nu sunt specialist, de-aia te las pe tine. Ce ai punta așa din primul trimestru? Mi-a plăcut asta că nu sunt specialist, dar să mergem mai departe. Cine să... Normal. Eu am recunoscut în industria asta, în IT în general, nu prea mă pricep, așa că nu mă bag. Îi ascult pe alții care se pricep mai bine. Dar încerc să profit de mișcările din piață. De ce nu? Asta poate fi o oportunitate. Da, deci din perspectiva promisiunii pe care am făcut-o și anul trecut și pe care o susținem și în momentul de față, indiferent sau, mă rog, ținând cont de situația actuală și macroeconomică și geopolitică, avem o promisiune către investitori și acționari pe care am făcut-o și anul trecut, pe care o susținem și anul acesta și ne vom ține să o respectăm minim promisiunea respectivă. Din perspectiva cifrelor comparative Q1 2021 cu Q1 2022 avem o creștere de aproximativ 16%, precum arată și graficul. Ponderea mare de venituri venind din zona de telecomunicații, din parteneriatul pe care îl avem cu Orange în momentul de față, care reprezintă aproximativ 46% din ponderea noastră a cifrei de afaceri. Aproximativ 32% vine din divizia de insurance, din 24 broker, iar restul care nu apare în slide-ul acesta vine din alte proiecte pe care am început de anul trecut să le dezvoltăm și să le creștem. Din perspectiva... E un procent mare, scuză-mă, când ai un parteneriat puternic, e un risc aici, în sensul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva. În cazul ăsta concret, dar vorbesc așa, în general, cum e bine să ai procente, contracte solide, nu știu dacă ai să-ți asigure, iată, totuși 40% e un procent mare din cifra de afaceri. Este un procent mare și ca întotdeauna există și riscuri și beneficii pe toate subiectele pe care le abordăm. Anul trecut, raportat la cifra de afaceri pe care am avut-o, procentul era mai mare de 46%, era un procent peste 50%.
În momentul de față am păstrat cifrele și încercăm să le creștem pe toate diviziile, doar că unele cresc un pic mai repede și altele un pic mai încet. Suntem ca într-o variantă de, dacă vrei, o exprimare plastică de alpinism. Alpinismul presupune să ai 5 contacte minim cu, sau maxim cu muntele, ceea ce înseamnă două mâini, două picioare și eventual coarda. Încercăm să ne folosim de toate levierele pe care le avem și să creștem rezultatele pe toate departamentele, fiind conștienți de riscurile care pot să apară dintr-un parteneriat cu unii sau cu alții. Dacă vrei, în aceeași comparație, și industria de insurance are specificitatea ei și există norme și legislații care pot să afecteze întreaga industrie. Suntem conștienți și de acest subiect și încercăm să estimăm toate riscurile posibile, astfel încât un posibil impact negativ să-l putem corecta și suporta fără niciun impact major asupra business-ului. Eu aici aș avea o întrebare, și de fiecare dată când avem invitați din cadrul sau ale căror companii activează în sectorul IT, tehnologie, software, dezvoltare software, fie că vorbim de produse proprii sau de servicii pe care le prestează, există o mare presiune pe tot ceea ce înseamnă personal. Personal, pentru că știm foarte bine, sectorul ăsta cred că e cel mai predispus la a lucra cel mai ușor remote, de acasă sau de oriunde. Și știm ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, când specialiștii în general, nu numai că au fost racolați așa sau contactați de către concurenții din România, ci și de către alte firme mari de afară. Și atâta timp cât poate să lucreze de oriunde, bineînțeles pe bani mai mulți, există riscul de a pleca. Cum e la voi? Cum ați reușit să-i menține sau dacă aveți de gând să mai și angajați în următoarea perioadă? Păi, aș începe cu partea a doua a întrebării, în sensul, în ideea în care ne dorim să creștem. Creșterea vine pe toate subiectele, inclusiv pe subiectul de noi colegi în echipa noastră. Deci ne uităm cu ochi atenți în piața muncii, astfel încât să atragem alături de noi colegi. Din perspectiva efortului pe care îl depunem pentru a ne păstra echipa și a îmbunătăți echipa, este presiunea care se întâmplă la nivel de piață, nu numai în segmentul IT, ci în toate segmentele și toate industriile. Toată lumea aleargă după oameni care să fie competenți, care să fie la un cost acceptabil, adaptat business-ului pe care îl ai. Aici cred că este vorba despre magia și leadership-ul fiecarei organizații pe care o are și încearcă să-și păstreze resursa umană cât mai aproape de ea. Și noi ne confruntăm cu probleme și o presiune constantă asupra noastră ca și manageri și încercăm să venim cu soluții și propuneri astfel încât să ne păstrăm echipa cât mai protejată în nebunia aceasta pieții. Uneori ne iese, alteori nu ne iese. Așa e viața. Toate astea, bineînțeles că la un moment dat au avut sau au sau o să aibă un impact asupra cheltuielilor operaționale, pentru că fondul de salarii sau tot ceea ce înseamnă cheltuiala cu resursa umană, cel puțin într-o companie cum e Life is Hard, ar trebui să aibă o pondere destul de importantă, nu? Pentru că Ponderea resursei umane ca și financiar în tot ecosistemul de business pe care îl avem este semnificativ de departe cea mai mare sau cel mai mare cost. Orice majorare de cost procentual, 1%, 2, 3, 5, 10 în partea de salarizare presupune un efort financiar destul de mare, ceea ce presupune un efort pe management pentru a găsi soluții de optimizare și eficientizare a altor procese sau și de căutarea unor alți parteneri cu care să putem construi business-ul și a genera valoare mai mare în piață. Da. Asta vis-a-vis de ce vorbeam noi înainte, de creșterile care se întâmplă în sectorul public și nu în sectorul privat. Mă rog, da, e o altă discuție. Te rog, Cătălin, vrei să adaugi ceva? Cătălin Chivu, scuze-mă. Nu. Da. Vroiam să mă uitam la planșa asta cu valoare companiei și ne referim la capitalizare, nu aici. Da, ne referim la capitalizare, iar anul trecut, la începutul anului 2021, când am anunțat prima achiziție,
primul parteneriat cu APS și Tricom. Ne-am fixat ca la finalul anului 2022 să avem o evaluare a companiei, o valoare a companiei pe piața de capital la 100 de milioane de lei. Practic o dublare din momentul ăsta a cotației, teoretic, nu asta ar însemna, dar nu depinde exclusiv de voi. Adică știi că în piață prețul e dat de evoluție, de sentiment, de cerere și ofertă, deși voi puteți avea niște rezultate foarte bune și asta vor atrage acționari. Eu să ne uităm puțin și la evoluție și imediat îți dau cuvântul să vedem. Ar însemna practic o dublare a cotației. Vreau să arăt de când v-ați listat din 2015, practic, cotația a scăzut de multe ori, iată, sub prețul de listare, a revenit în sfârșit după pandemie din 2020, dar n-a reușit să treacă de zona asta 5,8 și a scăzut după aia, dar confirmă zona de suport și asta e foarte important pentru că minimele pe volatilitatea asta din ultima perioadă sunt din ce în ce mai mari și dacă trece de 4 ăsta, dacă schimbă prefixul, azi e pe la 3 și 5, dar lichiditatea e mai mică acum, sunt șanse mari să vedem 5, cel puțin într-o primă fază. O dublare ar însemna undeva spre 7-8 aici, dar să vedem. Eu vă urez succes, depinde foarte mult și de contextul din piață. Tu cum vezi contextul ăsta? Ok, e o perioadă dificilă, mai ales și pe piața aero, dar până la urmă, la un moment dat, sunt și oportunități în momentele astea. Dacă ne uităm la cifre așa, par tentat să spui că e cam subevaluată acțiunea acum, nu știu. Tiberiu, tu cum spui? Tu cum ai interpretat? Dacă îl întrebi pe Cătălin, el sigur cred că zice că e subevaluat. Păi având în vedere obiectivul de creștere, suntem deja la jumătatea anului. Mă rog, fără o lună nu se fac 6 luni din anul ăsta și obiectivul e de la simplu la dublu, adică de la aproape 48 de milioane și ceva am văzut, că e capitalizarea acum de lei. Să se ajungă la 100. E clar că, mă rog, upside-ul ar trebui să fie foarte abrupt așa. Nu facem recomandări în cadrul emisiunii, niciodată n-am făcut. Fiecare își face propriile calcule. Cam asta e, să zic așa, viziunea mea vis-a-vis de potențialul companiei. Dar e bine totuși că se păstrează constant sau chiar crește sau numărul de acționari. Până la urmă ăsta e un lucru bun, nu? Și voi vă doriți întotdeauna să creșteți și numărul ăsta. Știu că a fost și niște splitări, ce a fost la acțiune. A fost o majorare de capital, au fost mai multe operațiuni în ultimii ani. Deci a fost și majorare de capital, a fost și splitare. Din păcate, partea de splitare unde ne așteptam să avem un efect pozitiv și la partea de anunțare a rezultatelor aferente 2021, unde la fel ne așteptam să existe un efect pozitiv. A început războiul și au fost momente critice în piață, dar am să iau cumva cu, și o să încerc să răspund chiar dacă e amestecat la toate topicurile pe care le-ai ridicat. Da, din perspectiva noastră, prețul acțiunii este subevaluat în momentul de față. Da, am primit recomandări și la începutul anului 2021 și acum ca acest slide de creștere a obiectivului de evaluare, de valoarea companiei pe bursă, să nu-l mai punem pentru simplu motiv că nu depinde de noi ca și management, ca și cei care conducem business, ci mai degrabă depinde de percepția pieții. Am decis totuși să-l păstrăm pentru că până la urmă e un feedback pe care piața ne-l dă, înseamnă că ceva nu facem cum trebuie. Dacă avem obiectivul respectiv și am plecat de la niște premize pe care le aveam, vrem să învățăm cum să ne raportăm și să ne poziționăm la ce ar trebui să facem pentru piață, astfel încât să fim evaluați pe obiectivul nostru. Lucru pe care îl promitem și l-am susținut și îl susținem și acum este faptul că vom livra ceea ce am promis. Așa cum am promis și anul trecut o anumită cifră de afaceri și un profit, la fel și anul acesta am promis o cifră de afaceri și un profit, atât la nivel de Life Hisar, cât și la nivel de dețineri Life Hisar în alte companii. Ne apropiem de jumătatea anului și rezultatele pe care le vedem ne face să fim încrezători că suntem pe direcția cea bună din perspectivă operațională. Adică ceea ce am decis ca să creștem fundamentul au fost decizii bune
Acum învățăm cum să ne poziționăm în raport cu piața și cu investitorii, astfel încât să generăm suficientă de multă încredere, să arătăm că planurile și ambițiile noastre merită a fi susținute de către piață. Gândim sau am început să ne gândim un pic altfel în ultimele 2-3 luni de zile, când am văzut impactul pe care îl au mișcările geopolitice și economice macro în afara zonei noastre de control. Ne-a făcut cumva să fim un pic mai creativi și să ne repoziționăm intern, astfel încât să putem construi un pic altfel, astfel încât să ne atingem obiectivele. Vom vedea dacă deciziile pe care le vom lua vor fi de bun augur sau de mai puțin augur. Și Noi mai suntem. rămâne în plan, evident, la anul trecerea pe piața principală, nu? E un obiectiv. Da, rămâne conform celor afirmate să mergem pe piața principală. Dar ne dorim în același timp să avem un fundament sănătos și să fim evaluați corect din perspectiva noastră. Până la urmă, oricum, corect e ceea ce evaluează piața, dar corect Exact. e și din perspectiva așteptărilor pe care le avem și noi. Piața are întotdeauna dreptate și dacă sunt momente de dezechilibru, să spunem, piața le reglează mai devreme sau mai târziu. Trebuie răbdare. Dar o companie care va livra întotdeauna, cu siguranță prețul va fi cel corect la un moment dat, dacă cumva e subevaluat, cum și invers va corecta dacă e supraevaluat. Uite, aș vrea să întreb câteva cuvinte, să ne spui despre cea de-a doua linie de business importantă a Life is Hard, partea de insurance, adică 24broker.ro. Am văzut acolo, sau aș vrea mai bine să te întreb de fapt dacă există planuri de upgradare a aplicației, cum o veți duce, să zic așa, la un alt nivel, cum veți crește gradul de adopție. Am văzut că în momentul de față sunt vreo 90 de broker, dacă nu mă înșel, care au cont în aplicație. Am văzut chiar pe site. Și încă ceva, știm foarte bine ce s-a întâmplat cu City Insurance, nu mai intrăm în detalii, am vorbit odată de treaba asta, dar există cumva la nivelul pieței vreo tendință de consolidare a brokerilor, a numărul lor, de scădere poate la un moment dat, lucru care ar putea să vă impacteze în sens negativ? Aveți date, aveți ceva informații în sensul ăsta sau e doar o presupunere? Nu e o presupunere dacă mă refer la numărul de brokeri. Piața de brokeri din România a suferit schimbări de la an la an, în sensul în care s-a contractat din perspectiva numărului de brokeri, ori că au fuzionat, ori că s-au închis anumiți brokeri, ori că s-au dezvoltat și au acaparat alte teritorii. În momentul de față sunt activi în jur de 300 de brokeri în piața din România. Acum câțiva ani de zile erau peste 500-600 de brokeri. Numărul de polițe sau de tranzacții pe care se întâmplă prin aplicație au crescut de la an la an și volumetria pieței de insurance în România are tendință de creștere și a înregistrat creșteri. Creșterea unuia înseamnă descreșterea altuia, dar overall oricum piața a suferit modificări. Există amenințări, cum am zis, și în zona de insurance. Ca întotdeauna, pentru că avem și competiție, sunt și alte aplicații în piață, există și legiuitorul care poate să schimbe legi, norme de aplicare. Așa cum v-am zis, ne uităm cu atenție la toți actorii din piață, astfel încât să ne protejăm business-ul. Intrând într-o retorică prin care să nu stăm în defensivă, doar să ne protejăm, începând de anul trecut, împreună cu Eric, partenerul meu, am început să ne gândim cum am putea să aducem valoare mai mare în zona aceasta de insurance, ținând cont că avem competențe și knowledge foarte mult în zona de insurance, dincolo de aplicația tehnologică pe care o punem la dispoziția asiguratorilor și brokerilor de asigurare. Motiv pentru care am început să creionăm un plan de dezvoltare un pic mai agresiv în zona aceasta, astfel încât să ne poziționăm ca și un actor important, relevant în zona de insurance, să facem mai mult pentru partenerii noștri decât ceea ce făceam până acum. Motiv pentru care, sau datorită acestui lucru, ne face să fim puțin mai mult optimiști că viitorul sună bine. Ok. Hai să vorbim câteva cuvinte și te rog. Îmi cer scuze, Te rog, te rog. răspusesem la o întrebare. Da, De rescriem planuri, exact, da. conform anunțului pe care l-am făcut. Avem susținere financiară
inclusiv din partea Uniunii Europene, prin faptul că am aplicat la un proiect european de aproximativ 3 milioane de euro, care este în curs de tragere, adică mergem conform planului. Așteptăm foarte curând. Suma finanțată fiind undeva în jur de 10 milioane de lei, dacă nu mă înșel? Exact. Deci este undeva la 13 milioane de lei, 13 milioane plus, și suma finanțată este de 10 milioane de lei. Da, investiția pe care o avem în 24 broker probabil că se va situa peste această sumă de bani pe care o avem trasă din fonduri europene, în sensul în care, dincolo de contribuția conform proiectului pe care o punem în proiect, vom participa și cu alte resurse financiare pe proiect, astfel încât să avem o soluție care să ne ajute să creștem. Hai să vorbim puțin și despre celelalte două companii unde voi sunteți acționari, să zic, despre InnoByte și despre Performia. La InnoByte, mă rog, aici au fost creșteri în ultimii ani. Focusul acum am văzut că trece către creșterea profitabilității. Bineînțeles că se vede și în rezultatele din primul trimestru al acestui an. Și să vorbim pe urmă puțin și despre Performia, care a fost sau care sunt așa cele mai importante aspecte din primul trimestru care le-ar caracteriza pe amândouă. Să începem cu InnoByte-ul. Păi InnoByte a avut un model de creștere accelerată în anii 2020-2021, atât din perspectiva cifrei de afaceri, cât și din perspectiva indicatorilor financiari, profitabilitate și EBITDA. În momentul în care a apărut criza geopolitică sau economică, a fost un moment în care am zis, ok, hai să vedem cum ne putem focusa și să ne ducem atenția foarte mult mai mult decât o făceam până acum în zona de profitabilitate, deoarece în momentul de față companiile care au fundament au o șansă mai mare de a merge mai departe și de a profita de oportunitățile din piață dacă stau pe cash sau reușesc să genereze valoare adăugată mai mare, motiv pentru care din perspectiva profitabilității InnoByte a crescut comparând Q1 2021 cu Q1 2022, înregistrând o ușoară scădere din perspectiva cifrei de afaceri. Este un pic în antiteză, dacă vreți, cu Performia. Performia care a reușit să-și crească ușor cifra de afaceri față de anul trecut, dar a avut o înregistrare, o scădere din perspectiva profitabilității, rămânând în zonă profitabilă, datorită faptului că modelul de business e diferit. Unul are clienți sau unii, InnoByte are clienți din zona multinaționalelor, clienți pe o perioadă de 1-2 ani de zile, pentru care dezvoltăm diferite servicii, 3-4. Performia are venituri recurente din clienții pe care îi avem și încercăm să creștem un pic mai accelerat. În zona aceasta am investit într-o soluție proprie pe care o vom oferi clienților noștri și vom încerca să accelerăm prin atragerea de alți clienți, așteptând ca rezultatele să se îmbunătățească pe finalul anului 2022 la Performia, astfel încât să recupereze inclusiv în zona de profitabilitate față de minusul pe care l-am înregistrat în primul Q. Okay. Că ne referim la final acum și la perspective și la ce planuri aveți, am eu o întrebare referitor de M&A, de politica asta. Cu siguranță ați și anunțat că aveți intenția să achiziționați o companie, dar cu siguranță, cum vă știu, monitorizați și multe alte companii care au potențial. Ce noutăți sunt aici? Am fi curioși, evident. Păi, mi-ar plăcea să vorbesc mult mai mult mai mult și mult mai liber, dar nu am mandat. Pot să vă zic că din perspectiva M&A, conform anunțului pe care l-am făcut, suntem aproape de finalizarea unei tranzacții. Așteptăm să vedem ca toate procesele conform legislației să se închidă și să putem să anunțăm tranzacția. Am ținut-o un pic mai ascunsă decât pe InnoByte în momentul în care am anunțat, pentru că avem niște clauze un pic mai speciale. E un pilon extrem de important pentru stabilirea strategiei pe termen mediu și lung a Life is Hard-ului. Va fi o surpriză plăcută pentru noi, pentru piață, pentru toată lumea, sperăm. Așa, din perspectiva achizițiilor de noi companii, monitorizăm cu atenție zonele de interes, și zonele de interes sunt în zona de produse,
avem nevoie de produse care să digitalizeze mediul economic din România și servicii, tot în aceeași zonă. Deoarece strategia construcției Life SR se bazează pe doi piloni. Unul de digitalizare IMM-uri și comunități, altul de digitalizare a industriei de insurance. Cumva industria de insurance e separată, deși și ea e în aceeași zonă, doar pentru că avem knowledge și know-how mult mai mare decât în alte zone. Și atunci cumva le-am separat pentru că acolo putem crește accelerat. Acum, dacă tot ai spus de fuziune, mă rog, nu se pot spune mari, mari detalii, cel puțin la momentul ăsta, va fi cu un procent, nu știu, majoritar sau va fi mai puțin de 50% sau, mă rog, aproximativ, o deținere semnificativă? Răspunsul la toate întrebările pe care le-ai ridicat este da. Ok, am înțeles. Bun, bun. Da. Bun, suntem la final. Pentru toată lumea și dincolo de surpriza, așa cum am zis, plăcută pentru toată lumea, pentru noi este o mișcare strategică pe termen mediu și lung. Da. Asta e o știre importantă și o să o urmărim. E clar, deci ce am înțeles eu, că voi vreți să creșteți valoarea companiei, vă țineți de treabă, mergeți pe achizițiile astea. Mai e ceva pe care vrei să-l comunici investitorilor dincolo de... Mi s-a părut foarte clară poziția ta acum și e clar că cine vrea să investească sau cine e investit are repere clare în momentul de față. Dacă mai e ceva la final tu să transmiți investitorilor, cu mare drag. Cred că aș avea ceva de transmis investitorilor. De fapt, două lucruri sunt pe care aș vrea să le subliniez, deși le-am mai zis de-a lungul timpului și inclusiv astăzi. Unul dintre lucrurile pe care le-am zis e că vom... Ceea ce ține de noi ca și manageri ai companiei, vom oferi și vom fi transparenți în raport cu investitorii. Dacă am promis un rezultat, nu vom ține ca rezultatul respectiv sau ceea ce am promis să se întâmple. Mergem foarte mult pe fundament și pe promisiunea pe care am făcut-o. Felul în care câștigăm încrederea sau nu investitorilor s-ar putea să se raporteze de multe ori nu neapărat la fundamentul companiei pe care o să-l respectăm, ci mai degrabă la un orizont sau o așteptare dincolo de acest fundament. În momentul de față nu putem promite ceva mai mult decât ceea ce o facem în mod business as usual. Asta ar fi un lucru pe care aș vrea să rămână partenerii noștri în gând. Iar un alt lucru care ne-ar ajuta foarte mult pe noi și implicit pe toată lumea care investește în Life SR ar fi dacă am primi în mod constant feedback din partea investitorilor la ceea ce facem, cum facem și cum am putea să îmbunătățim ceea ce executăm. Nu într-un mod de ofensivă, astfel încât să ajungem noi să ne apărăm și să fim în defensivă, ci într-un mod care să producă valoare pentru toată lumea. E un proces pe care acum îl învățăm cu toții. Înțelegem e un care proces este de educare și de educație, da, al pieței în general și cred că ușor-ușor o să ne maturizăm și o să ajungem la un moment dat la o comunicare bidirecțională, că de fapt ăsta este scopul final, benefică, asta e ideea, nu? Exact. Da. Ai concluzionat. Punct. Ok. Cu atât mai mult cu cât eu vă felicit, sunteți una dintre companiile care comunică foarte bine, cel puțin în ultima perioadă și noi ne bucurăm să vă avem aici ori de câte ori aveți ce comunica. Mult succes, vă urăm ca de obicei și ținem aproape. Mulțumesc. Am primit o întrebare pe chat, nu știu dacă pot să mai am timp să răspund sau. Da, dacă începeți feedback, un fie o cerință din partea, da, când începe vom să dați dividende sau da. Dividendele conform politicii pe care o avem sub formă de acțiuni pentru fiecare an pe care l-am executat. Uh-huh. Da. Ok, bun, cu am siguranță răspund. Așa da. Ești. Mulțumim mult, mult succes și ne vedem cu altă ocazie. Mulțumesc și o seară plăcută. Numai bine. Seară plăcută. Încheiem aici ediția de astăzi. Ne vedem data viitoare, adică poimâine, mâine bursa e închisă și luăm și noi o pauză. Ne revedem și până atunci.
faceți profit și o seară cât mai plăcută. La revedere! La revedere!